Aventurile celebrului detectiv Sherlock Holmes continuă să ne fascineze de un secol și de ce nu ar exista și o variantă pentru copii? Cum este Sherlock Holmes și cazul juvaierului albastru, după povestirea originală a lui Arthur Conan Doyle. Este o povestire foarte amuzantă în care hoții se gândesc să ascundă o piatră prețioasă în stomacul unei gâște pentru a putea după aceea să o folosească, bineînțeles, în scopuri mai puțin legale. Dar, bineînțeles, că perspicacitatea lui Sherlock Holmes duce până la urmă la descoperirea pietrei prețioase, dar după ce este investigat proprietarul unei pălării, cărciumarul din localitate, vânzătorul de la piață și reprezentantul hotelului. Este un caz dificil, dar ca întotdeauna Sherlock Holmes se dovedește a fi perspicace, ingenios și îl găsește pe hoț. Este interesant de observat că acest personaj literar, Sherlock Holmes, a fost interpretat de foarte mulți actori în filme. În același timp, conform unei estimări făcute de ziarul The Times, după 1964, vânzările în întreaga lume a povestirilor lui Sherlock Holmes au trecut pe locul 2 după Biblie, care este de departe cea mai vândută carte a tuturor timpurilor. Ar fi cazul să vorbim puțin și despre autorul acestor povestiri, Conan Doyle, care a scris 4 romane și 56 de povestiri sau nuvele în care apare creația sa literară. Aproape toate sunt povestite de doctorul John Watson, prietenul și biograful lui Holmes, cu excepția notabilă a două dintre ele, narate de însuși Sherlock Holmes și alte două scrise la persoana a treia. Interesant este că Conan Doyle, de profesie medic, a reușit până la urmă să trăiască din literatură, din scrierile lui despre Sherlock Holmes. Și faptul că a început să scrie aceste povestiri în timp ce aștepta să-i vină pacienții, care erau destul de rari, și iată că și-a descoperit un talent veritabil care a depășit pasiunea sa pentru medicină. Cartea, pentru că se adresează copiilor, este bogat ilustrată, cu o tentă întunecată care ne introduce în tenebrele și misterele detectivului Sherlock Holmes. Și subiectul, juvaierul albastru, captivează pentru că întotdeauna oamenii au fost atrași de bijuterii și foarte multe povestiri polițiste au ca subiect pietrele prețioase sau diverse moșteniri neașteptate. Din povestirile lui Arthur Conan Doyle nu lipsește nici personajul negativ periculos în persoana doctorului Moriarty, cel mai aprig dușman al lui Sherlock Holmes și capul crimei organizate. Cu aceste personaje și cazuri extraordinare, nu este de mirare că Arthur Conan Doyle, autorul aventurilor lui Sherlock Holmes, este unul dintre puținii autori care au reușit să trăiască din profesia lor la cumpăna dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea.